Mami! Mami! Mami, dă-mi poate să dorm! Mami, dă-mi poate să dorm! Ce-ți spună dinții! Hai, stui, erai! Tati s-a trezit! Bună dimineața! Mami, de ce ai lăsat ușa deschisă? Hai să intrat aici! Am deschis să ieși, să te trezești mai repede, să mă ajut să facem mâncare! Dar eu probabil trebuie să fac și o baie acum! Hai să mă lins totul! Tot sunt de păr! Calți! Tu ce, nu știi pe azi că ea e jucăușă? Dar trebuia să închizi ușa mami. Altfel, nu te mai trezeai! Și cu ce trebuie să te ajut? Ține, alege hrișca! Vom mânca hrișcă? Da, tati! Exact o cană plină de hrișcă! Te rog frumos! Să chem și copiii! Felița! Mircea! Hai, treziți-vă! Acum dimineața vom face hrișcă cu lapte! Bună dimineața, mami! Bună dimineața, Melisa! Mircea! Salut! Ce faceți de dimineață? Vă este foame cumva? Vă zic imediat! Mâncare! Hai, luați rapid câte un scaun și la treabă, dacă vreți mâncare! Uite, tati, ce repede ți-ai găsit ajutor! Bravo, copii! Din hrișcă trebuie să alegem boabele negre! E curățică această hrișcă! Da, puțin sunt boabe negre aici! Mami, ține, ai o cană rasă de hrișcă, curată! Mulțumesc! Și cum faci mai departe? Simplu, tate! La o cană de hrișcă turnăm două de apă și punem la fiert! Hai că te ajut! Unu! Și a doua! După care turnăm hrișca și punem la fiert! Iar în timp ce fierbe hrișca, noi vom sta cu gura până la urechi! Adică cum? Ce ai în vedere? Stai să vezi! Parcă am cumpărat acest joc interesant! Unde trebuie să ghicești ce vorbește vecinul tău? Hai că aveți doar 20 de minute la dispoziție! Atât are nevoie hrișca ca să fiarbă! Avem aici niște piese pe care trebuie să le băgăm în gură. Mai mari și mai mici. Pentru adulți și pentru copii. Sunt curioasă. Explicați-mi și mie cum se joacă. Vom fi în două echipe. Adulții și copiii. Băgăm acest plastic în gură și va trebui să pronunțăm de pe cartonaș enunțul care este scris aici. Cu roșu este mai dificil, iar cu albastru este mai simplu. Și care echipă ghicește de mai multe ori, acela și câștigă. Doamne, Elisa, trebuie să ne încadrăm în acest timp. Wow, aveți și clepsidră, gata, acum am prins. Dacă nu reușești să răspunzi la întrebare, ai pierdut. Exact, mami, jocul e simplu. Hai să începem. Wow, tati, parcă ai fi la stomatolog. Aha. Și primul enunț. Ce-ai spus? Iar geacul patru mieri în hală, prin hăd. Cum? Iar geacul patru mieri în hală, în hăd. A, da, trebuie să arăți? Nu. Cu mimică? Da. Stoi, tot ce cât se scurge timpul. Mergea cu mieri. Patru mieri. Patru mieri în... Încăr. Rin. Căt. Hăd. Hăd. În pod. Hăd. Hăd. Da, iar dacă în hală. 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 Poală. Da. Rin. Hăd. Prin cod? Rin. Hăd. În pod.
Da, prin pod. Prin pod? Da! A, este! Ai ghicit! Bravo, mami, ai ghicit! Acum este runda copiilor! Hai, Melissa, cine-i primul? Eu încep! Vai, ce gură mare ai, Melissa! Chiar e până la urechi! Hai să vedem cum va ghici Mirtea! Hai, alege un cartonaș de aici. Cronometrăm timpul și Melissa spune: dacă nu rămâi, că știi fără hitări. N-am înțeles nimic ce a spus chiar Melissa. Chiar e caios. Mircea, tu? Dacă nu vrei mălai, poftim prăjitură? Nu, Isa, prăjituri! Prăjituri? Da! Voi, ce rapid Mircea a ghicit! Bravo! Super! Acum arată lui mami. Hai să vedem. Hai, mami! Cum ai băgat-o în gură? Așa cum mai faci și tu acum. O, super! E frumoasă! Hai, mami, ia cartonașul! Ce? Tu ce nu ghicești? Săl, hutina, cu hrăsă de ac! Spăl putina cu prosop curat! Nu, de ac! Cu prosop de bumbac. Da, este. După dată rețetă. Spăl putina cu prosop de bumbac. Este. Este. Ne-am încadrat în timp. Mircea, hai îmbracă brechiții. Hai, Mircea, să te vedești pe tine. Cât de frumos ești. La Mircea nu încape. Hai să te ajutăm, Mircea. Hai, lasă că se scurcă. Ai pus-o imi. Hai, Mircea, citește! Sâng, sâng, hătura, nu te hăt, rinde noștri. Sub rachetă nu te poți privi oamenii. Nu rachetă, sâng, hătura, nu te hăt, rinde noștri. A, sub pătură nu te pot prinde moștri. Da! Este! Hrișca noastră deja fierbe. Ia priviți cum s-a îngrășat. Mai are puțin și e gata. Un secret. În familia noastră, Mircea iubește hrișca mai moale. Așa că eu mai adaug o cană de lapte și se gătește exact pe placul lui. Oprim aragazul, scoatem căpăcelul și punem unt, iar după ce mai lăsăm încă vreo 10 minute să se înnăbușe hrișca noastră. Amestecăm și punem căpăcelul să se înnăbușe. Iar în runda a doua vom citi cartonașii complicate. Din alea roșii? Da. Punem să se scurgă timpul. Hai, tati, repede! E dificil. Dificil? Da. Muștar. Muștar. De te cuci. De te cuci. În oda de hăraie. Ce? În oda de hăraie. Nu știu. În oda de hăr. Pomada de păr. Aie. A Ioanei. Aie. 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 Da chiar nu înțeleg. Aie. Hai, hai încă o dată. Hai încă o dată. Muștar. Muștar. De te cuci. De te cuci. În pomada. În pomada de păr. A. Aie. A. Aie. Mami. Da. Este. Sfârșit. Iar acum Melissa. Hai, Melissa. Și? Și cartonașul? Lorana de râsă, așa în iros de mucegai. Or, mor, or, anul. Anul? Nu. Or, anul. Moranul? Nu. Or, anul. Mor, anul? Nu. Or, și lechera de la început, anul. Mor, anul? Nu. Or, mor, mor? Nu! Or?
Aranul. Moranul? Așa, da, hai. De râhă. De râsă? Nu, de râhă. De haine. De râhă. De râhă? De râhă. De râsă? De haine, dar cață. De râhă. Moranul de rufe? Da. Avea? Avea? Un miros. Un miros? De nucegai. De nucegai. Mucegai. Mucegai. Da. Oranul. Oranul. Eu l-am priceput, ce ei? Sărmanul Mircea. Oranul de râhe. Grămada? Gata. S-a spus timpul vostru. Uite. Mormanul Mircea. Acum e rândul eu. Hai, rândul eu. Tati? Ce? Încetează. Încetează? I-ai auzit? Încă mai departe? O, cheta de atâta hlâns. Încetează. I-ai auzit. I-ai umezit? Nu, i-ai umezit. Mi-ai umezit? Da. Mocheta? Mocheta? De atâta hlâns. De atâta hlâns. 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 Mi-a dat seama. Hai, Mircea, ia cartonașul. Timpul se scurge. Marinarul făcea mături și messenger. Marinarul. Marinarul. Făcea. Făcea. Mărturii. Mărturii. Mai departe? Mărf. Mărfuri? Nu. Mărfurii. Ești aproape. Mărturii. Mărturii. Și messenger. 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 În? Messenger. Pe messenger. Da, în sfârșit. Mami, Hrișca! Toti, măi bui măcii de tot la cap. Au uitat că am lăsat să se năbușie. Dar eu nu știam. Toti, curăță ceapa, iar eu mă voi ocupa de carne. Dar de ce eu să curăț ceapa? Păi de vreau să tai carne. Toti, hai că nu avem timp să gătim odată mâncarea asta. Ia ceapa și curăț-o. Mă curăț și gata. Nici lapte nu beau, nici cu vaca nu mă duc. Nu știu nimic, eu mă duc să strâng frunzele. Noi am pregătit un challenge pentru mami și Toti. Și va fi foarte interesant. Ne vom distra de minune. Ce ați adus aici? Este un challenge pentru tine și pentru mami. Eu chiar sunt curioasă, ce ați pregătit pentru noi? Ca să nu vă certați. Tot ce ține de gătitul mâncării le vom face prin joc. Oare este compatibilă mâncarea și jocul? Vedeți imediat! Prindeți mingea! Hai să vedem! Gata, știu acest joc! L-am văzut pe TikTok! Hai, mami, aruncă prima! Gata, știu! Trebuie să ne mirim în pahare și cine pică, ce executăm! Da, mami! Să încercăm? Hai, mami! N-am nimerit niciunul! Hai, aruncă, tati! Vezi cum o fac eu! Hai, tati! Ai văzut! E exact în același loc! Hai, mami, n-ai mâncat de dimineață! Se vede! Gătim? Până gătim? Păi, nu este, tati! Și? Este! Ce-i acolo? Vă arăt imediat! Toti, tu vei găti mâncarea în tigaie! Eu și tigaia? Păi ce, suntem incompatibili! De data aceasta ești nevoit, tati! Toti a luat tigaia, dar eu... Ce-i acolo? Mami, trebuie să
ceapa rămâne lui tati. Atunci să pregătesc tigaia. Să se încălzească. Tati, morcovul este aici. Îl curăț imediat. Uite așa. Și... încă puțin, tati. Și mă alătur și eu mai departe în joc. Hai că hai acolo de curățat. Nu e rece. E rece, dar pentru challenge faci orice. Până mami pregătește morcovul, eu arunc mingea. Ce-i acolo? Tati, ce ți-ai nimerit? Acuși aflu, cred că să mănânc. Nu, tati, trebuie să tai un ardei. Tati, ce de dificil. Este, tati, mi-a reușit. Ce acolo? Mircea, ce am? Ți-a nimerit, mami, ceapă. Mircea. Ceapa la tine. Da. Bravo. Deci, mă duc să curăț ceapa. Hai, tati, să te vedem ce-ți mai pică și ție. Ceapă avem, morcov avem. Ce poate fi mai rău decât să curăț o ceapă? Eu mereu plâng când curăț o ceapă. Ție cum îți reușește? Dar eu nu plâng când curăț ceapă. E răcoare. Se lasă din ce în ce mai fric. Și... ardei nerăbdare să aflu ce este! Cârnicea, tati! Preferata ta! Lui îi place să o mănânce, nu să o gătească! Aici ai dreptate, mami! Hai, eliberează locul! Mami, dar ce mai poate fi acolo? Eu știu ce au pus ei! Toate ingredientele deja le-am pus pe masă! Mami, a rămas ultima! Deci este a ta! Hai, Melissa, ce am acolo? Uite! Ce? Ce înseamnă asta? Să spun vasele? Super, Melissa! Eu tai cărniță de vițel. Hai, nu râde și începe să gătești bucatele! Îți amintești cum ți-a căzut tigaia în prima rundă? Într-adevăr, eu deja așa uitat de ea. Mami, ce trebuie să fac prima? Pune ceapa, tati! Dacă zici ceapă, ceapă să fie! Mami, chiar dacă nu am tăiat ceapă, oricum plâng! Tati, ca să nu facem o mâncare prăjită, ci sănătoasă, hai să înăbușim toate ingredientele noastre! Asta cum, mami? Punem toate ingredientele la înăbușit! Le amestecăm pe toate și punem capacul! Tati, și sosul de tomate, îți dau lingura și pune tigaia noastră! Câte linguri? Vreo 3-4! Bănuiesc că acum iarăși trebuie să amestec. Desigur, hai mai repede, tati. Foarte mulți dintre voi ați cerut să vă dăm o rețetă cum se prepară hrișca. Tati, ai uitat de sare, fugulița. Dar ce miros deja! Păi ăsta este și sosul pe care îl mâncăm noi de regulă cu hrișcă. După câte am înțeles, iar acum procesul înăbușirii. Așa este. Cine iubește prăjit, nu pune capac. După ce a fiert un pic cărnița și toate celelalte ingrediente, punem două lingurițe de făină. Și a doua, amestecăm acum făina și o ceașcă de apă. Noi deja știm cam câte și punem la ochi. Hai, tati, amestecă! Tati, eu zic că mâncărica ta deja este gata! Eu văd că fierbe bine acolo. Hai să deschidem să vedem!
Și arată foarte bine. Dar ce miros, mami, incredibil. Hai să punem în farfurie și să mâncăm. Lui tate îi place sosul cu paste de tomate, iar mie îmi place cu smântână. De aceea îmi voi face sos alb. Pun smântână, cât mai multe, și amestec. De fapt, el se prepară identic, doar că nu se pune morcov și paste de tomate. Așa este, de aceea și se numește sos alb. Și la final presărăm puțină făină și sosul nostru este gata. Hai. Așa. Să-mi ia și o lingură. Și așteaptă să-ți pun laptele. Hai, următorul. Mami, mie te rog cu lapte. Ok, ține. Wow, și e călduță. Poftă bună. Mulțumesc. Hai, Melissa, tu următoarea. Mai pun? Da. Poftim? Mulțumesc. Mie nu-mi place cu lapte. Eu vreau cu sare. Iar eu îmi pun sosul meu preferat. De fapt, îmi place și alb. Că nu este cel roșu. Ia priviți. Ce mâncare! Delicioasă și foarte bine arată, tati. Este o mâncare extrem de delicioasă. Mie îmi place să amestec totul înăuntru, ca un tierci, așa. Incredibil! Foarte gustos! Iar eu îmi pun sosul alb. Eu nu voi amesteca ca și tate, dar voi mânca așa. Cum e mircea? Bun! Și Melissa? Datorită abonaților noștri, avem cel mai delicios challenge. Hrișcă cu sos roșu și alb. Dar și cu lapte. Vezi cum o fac eu. Cine să mănânce pe mine? Ce zice pe mine? Vreo 3-4. 34? 3-4 linguri. Și la final presărăm puțină făină și sosul nostru este gata. Ca și smântânica de la magazin? Ce-i spus asta? După ce a fiert un pic cărnița și toate celelalte ingrediente, punem 2 lingurițe de făină. Dar nu de suprapis capac, dar nu. Și Melissa?